update oficial, marea întâlnire dintre Iohannis și Dencil nu va mai avea loc, motivele pentru care premierul nu mai vine la discuții. Update: guvernul a comunicat la cabinetul președintelui României faptul că doamna Dencil nu va veni astăzi la Cotroceni. Președintele României va susține astăzi o declarație de presă la Palatul Cotroceni, în jurul orei 11 fix. Update: premierul ar fi sunat pe telefonul oficial de la Palatul Cotroceni, la ora 9:52, pentru a-l înstina pe Klaus Iohannis ce nu se va mai prezenta la întâlnirea care ar fi trebuit să aibă loc la ora 11. Viorica Dencil nu a putut să ia lectura direct cu președintele, care se afla într-o altă discuție oficial. Astfel, EFA guvernului a transmis administrației prezideniale ce nu mai ajunge la Palatul Cotroceni, anunță Antena 3. Potrivit informațiilor oferite de Antena 3, Viorica Dencil refuză să mai participe la discuțiile care ar trebui să aibă loc la Palatul Cotroceni. Potrivit postului de televiziune, Viorica Dencil se simte jignit de modul în care a fost programată această întâlnire și de modul în care Klaus Iohannis a creat acest scandal. Întâlnirea este programată să aibă loc la ora 11. Dacă întâlnirea va avea loc, este așteptat ca președintele Iohannis să dea declarații jurnalilor.